Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi dimineață voi lucra din nou pentru doamnele începătoare pentru a termina această săptămână, să spunem, cu lucrări pentru dumneavoastră. Voi lucra această floare care poate fi folosită ca aplicație și care, exact ca și fruturașul pe care l-am lucrat mai devreme, este foarte ușor de executat. În practică sunt aceiași pași de urmat, doar că de data aceasta vom folosi în plus culoarea verde pentru a face frunzulițele. Așa cum am lucrat și pentru fruturaș, am folosit firul Bravo pentru partea interioară, apoi voi folosi firul de macrame, culoarea care doriți dumneavoastră. În plus, vom avea nevoie de un fir de culoare verde, o grosime medie, nici prea gros, nici prea subțire. Acest proiect, această floare, poate fi lucrată în totalitate în fir macrame. Atunci va ieși un pic mai micuță, un pic mai finuță. Eu am ales să o fac așa pentru a vedea modul în care se lucrează, căci cu firul gros veți putea vedea mult mai bine ceea ce lucrez și apoi dumneavoastră puneți în practică cu firul care doriți. Am folosit croșetul numărul 2, îmi pare rău că nu se vede la cameră, este încă întuneric la mine și nu se vede bine. Vom avea nevoie de un pic de lipiți lichid, foarfecul și o mărgeluță pe care am aplicat-o în mijloc, indiferent de culoare. Deci alegi mărgeluța care vă place. Fiind prezentate acestea, eu propun să începem să lucrăm. Și așa cum vă spuneam, practic pașii sunt aceiași ca la fluturaș. Voi îndrepta camera în jos, în modul în care dumneavoastră să vedeți ceea ce lucrez. Voi face deci cercul magic și în interiorul acestuia voi face pentru început 3 ochiuri de lanț, 1, al doilea, al treilea, voi ține firul aici pe croșet, voi lua firul odată pe croșet, cred că trebuie să dai mai sus, voi lua firul odată pe croșet, voi face un picioruș dublu, îl voi ține pe croșet, voi face al doilea picioruș dublu, le voi închide toate trei împreună, voi face 8 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voi lua din nou firul pe croșet și din nou în interiorul cercului magic voi face un picioruș scurt. Voi ține întotdeauna aici pe croșet, nu închidem, al doilea, al treilea, vom închide totul împreună,
Continuăm cu 8 ochiuri de lanț. 3, 4, 5, 6, 8. Luăm din nou pe croșet. Intrăm din nou în cercul magic. Lucrăm un picior scurt. Al doilea. Al treilea. Vom închide totul împreună. 8 ochiuri de lanț. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vom din nou pe croșet. Intrăm în cercul magic. Facem cel de-al patrulea grup de piciorușe duble. 2, al treilea picioruș dublu. Vom închide totul împreună. 8 ochiuri de lanț. 4, ultimul grup de piciorușe duble. Deci vom avea nevoie de un total de 5 grupe. 5 grupuri, scuzați. 1, 2 și al treilea. Voi închide totul împreună. Voi face din nou 8 ochiuri de lanț. Dar mai întâi voi strânge cercul magic. Felul acesta. Deci 8 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și voi închide aici unde am început primul arc de ochiuri de lanț. Voi închide cu piciorușa alunecat, piciorușul alunecat, mă voi deplasa în interiorul acestui arc și pentru început voi face 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și apoi voi lucra în continuare până când voi avea un număr de 14 piciorușe duble în interiorul acestui arc. 2, 3, 4, 5, 7, vom întinge așa un pic. Creăm spațiu, avem 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, iar acum vom face alte două.
13, 14 și le vom închide. Aici în spațiu dintre cele două arcuri, exact cum am făcut și la fluturaș cu piciorul scurt. După care, cu fir alunecat, ne deplasăm în următorul arc și vom lucra pentru început 3 ochiuri de lanț și vom continua cu piciorușe scurte în interiorul fiecărui arc, deci 14 piciorușe, scuzați, cu piciorușe duble în interiorul fiecărui arc, 14 piciorușe. E foarte devreme la mine și sunt încă adormită, de aceea mai greșesc. Noi ne întâlnim când vom termina de lucrat în toate cele 5 arcuri. Am lucrat în cele 5 arcuri 14 piciorușe duble în fiecare. Acum am ajuns la capătul lucrului cu culoarea albă. Voi închide, ca de obicei, aici în spațiu dintre cele două arcuri cu fir alunecat de această dată. Voi scurta firul alb și voi închide lucrul. Voi ascunde firul în spate, eu fac cu croșetul, dumneavoastră veți ascunde cu acul. Așa cum vă spuneam întotdeauna, când fac video, le fac în scop demonstrativ, ca dumneavoastră să puteți vedea modul în care se execută anumite lucrări, de aceea încerc să scurtez și nu stau mereu să cos cu acul. Îl fac în modul cel mai rapid posibil, pentru că astfel eu duc să creez tutoriale foarte, foarte lungi, care apoi vă plictisești pe dumneavoastră. Odată încheiat această lucrare, vom continua să facem marginea. Voi folosi exact ca aseară culoarea mauve. Dumneavoastră veți folosi culoarea de macrame care vă place cel mai mult, care vă atrage, care o aveți. Și voi face în același mod ca la fluturaș, pentru că vedeți, modelul, în mod normal, este exact cel de la fluturaș, doar că am adăugat un grup de 3 piciorușe duble și un arc de 8 ochiuri de lanț în plus. Deci avem o petală în plus și putem forma floarea. Voi pune firul așa în două, vedeți? Și voi începe de aici. Nu are importanță de unde, doar să fie în ultimul loc din primul picioruș al pe care l-am lucrat în interiorul unui arc. Voi face un picioruș scurt. Cred că din nou m-am deplasat și nu vedeți. Așa. Acum voi continua lucrând în același mod ca la fluturaș. 3 piciorușe
trei ochiuri de lanț. Unu, doi, trei. Mă voi întoarce în același ochi de unde am început lucru și vă închide cu piciorul scurt. Practic același lucru care l-am făcut și la fluturaș. Apoi ne deplasăm în următorul ochi, vom face un piciorul scurt, trei ochiuri de lanț, ne vom întoarce în același piciorul scurt, în același piciorul scurt, scuzați, am spus, la mine este foarte devreme, am închis și puținele ore de somn, își spun cuvântul, de aceea scuzați dacă uneori mă încurc. Exact ca modelul de fluturaș, urmăm aceiași pași. Și lucrăm marginea fiecarei petale. Trece cu ușurință de la un ochi la celălalt. Deci nu este ceva deosebit, nu este ceva greu, de aceea am lucrat această săptămână doar lucrări pentru doamnele începătoare. Primii pași sunt foarte importanți și apoi, așa cum spuneam, încet vom ajunge să creăm lucrări mult mai complexe, un pic mai dificile, cu mai multe culori, dar este frumos să ne ocupăm și de persoanele care vor să învețe ceva. Deci cred că acesta este unul din cele mai simple motive de flori pe care le putem lucra ca începătoare. Trei ochiuri de lanț de fiecare dată, de fiecare dată ne întoarcem în același ochi de unde am pornit și apoi ne deplasăm către următorul. Așa cum am spus la începutul acestui an, pe parcursul întregului an, încet vom face lucrări și cu mărgele, vom face și rochițe pentru păpuși, vom învăța să citim modelele, vom face și păpușă. Dar încet, încet, pas cu pas, pentru că, am spus, acele erau proiecte pe lungă durată,
executăm pe parcursul acestui an. Așa cum ați văzut aici, am terminat de îmbrăcat prima petală, am făcut un picioruș scurt și apoi mă voi deplasa în cel de-al treilea ochi din primul picioruș, din petala următoare. Voi face aici un picioruș scurt, trei ochiuri de lanț. Voi închide din nou în același punct de unde am plecat și vom continua să lucrăm fiecare petală în acest fel. Noi ne vom întâlni când vom termina de lucrat aceste petale. Vedeți cum deja a început să se încrețească, să devină mult mai frumușel. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului cu culoarea mauve, iar acum vom închide cu fir alunecat vom tăia firul și vom încheia lucrul. Apoi vom ascunde firul în spate. Dumneavoastră puteți folosi acul, așa cum v-am spus întotdeauna. Voi face un mic nod aici pentru a încheia lucrul. Iar apoi vom începe să lucrăm frunzele. Uitați-vă că floristica a prins deja formă. Vedeți? Punem deoparte și vom începe frunza. Așa cum vă spuneam, cu culoarea verde, folosind același croșet numărul 2, voi face aici un picioruș scurt, ca un ochi de lanț, scuzați, însă nu-l voi închide. Îl voi lăsa un pic mai larg. Vedeți? Și voi continua. Ținând bine aici, voi face 16 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și al 16-lea. Acum am ajuns la capăt aici. Începând cu al doilea ochi de lanț, voi face piciorușe scurte. Trage încet aici să prind amândouă. Și mă voi întoarce în jos, lucrăm piciorușe scurte în corespondența fiecărui ochi de lanț. Patru,
chiar aici, în corespondența ochiului, primului ochi pe care nu l-am închis, voi trage un pic firul, așa, și voi lucra trei picioruișe scurte. Unu, doi, al treilea. Voi trage firul și voi închide bine. Și apoi, pe partea cealaltă, voi continua să lucrez ochiuri de lanț, piciorușe scurte, în fiecare ochi de lanț. În același timp, voi prinde și acest capăt de fir. Astfel îi voi da stabilitate și lucrăm unul. Doi, sunt atentă să prind și celălalt fir. Uitați-vă aici cum s-a format. Aici va fi codița frunzuliței. Acum voi abandona acest fir pentru că îl voi tăia mai târziu. Și continuăm să lucrăm piciorușe scurte. Sper foarte mult că se vede de ceea ce fac. Dar acum, când am ajuns la două ochiuri, când ne-au rămas două ochiuri până în vârful frunzei, vom face un ochi de lanț, vom întoarce lucrul și vom coborî din nou în jos, începând cu primul picioruș scurt. Vom întoarce în jos din nou cu piciorușe scurte. Deci, în corespondența fiecărui picioruș scurt, vom lucra un picioruș scurt. Am ajuns aproape în capăt aici, voi face un picioruș scurt în corespondența primului picioruș din cele trei pe care le-am făcut în primul ochi de lanț, apoi în acest al doilea, voi face din nou trei piciorușe scurte.
da? Și apoi pe partea cealaltă vom continua cu piciorușe scurte în corespondența fiecărui picioruș scurt din rândul anterior. Vă preocupați dacă se îndoaie un pic, asta depinde de firul cu care lucrați, pentru că vă voi arăta și modul în care putem să-i dăm formă să stea exact. Și când am ajuns din nou la înălțimea rândului de aici, deci două piciorușe scurte de la vârful frunzuliței, voi face din nou un nod de lanț, voi întoarce lucrul și începând cu primul ochi de lanț de aici, voi continua cu piciorușe scurte până jos. Așa cum vă spuneam, această floare puteți să o lucrați în totalitate din macrame și atunci ea va fi mai mică, bineînțeles, și frunzele vor fi mai micute și poate fi chiar și un frumos mărțișor. Acum am ajuns din nou aici în vârful codiței, să spunem, iar în cel de-al doilea ochi din cele trei pe care le-am făcut, voi repeta din nou cele trei piciorușe scurte și voi continua să urc în sus din nou cu piciorușe scurte, exact cum am făcut și până acum. Din nou, când ajungem la două ochiuri, înainte de sfârșitul acestei părți, vom face un nod de lanț, vom întoarce lucru și ne întoarcem în jos din nou cu piciorușe scurte. Vom începe din primul picioruș scurt. Vi se va părea dificil, dar este mai greu până faceți o frunzuliță. Apoi totul vă intră în reflex, în obișnuință. Din nou am ajuns aici unde sunt cele trei ochiuri, deci am lucrat primul picioruș scurt, în cel de-al doilea voi repeta din nou trei piciorușe scurte. Și apoi mă voi urca din nou în sus cu piciorușe scurte. Exact ca partea cealaltă,
Până când voi ajunge la în capătul de sus, când voi avea două picioare scurte. Vedeți, mi-au rămas două picioare scurte. Acum voi face un nod de lanț. Uitați-vă, frunzulița. Și începând din nou din primul picior scurt, voi întoarce în jos. Să știți că firul meu nu este atât de deosebit. Este un pic cam grosolan. Are și mici defecte, însă, așa cum vă spuneam, ceea ce lucrez eu, lucrez în mod demonstrativ pentru a vă arăta modul în care se pot realiza aceste mici lucrări. Acest tip de frunze poate fi lucrat și pentru trandafiri, de ce nu? Așa, uitați-vă acum. Să spunem că am ajuns la sfârșitul frunzei noastre. Odată ce am făcut aici ultimul picioruș, în cele trei piciorușe pe care le-am înmulțit în corespondența celor trei piciorușe, voi tăia firul. Voi încheia lucrul. Voi scurta acest fir de aici, din spate. Atenție să nu tăiem lucrul. Eu am o altă frunză deja pregătită. Așa, este un pic mai mare cealaltă. Am vrut anume să fac una mai mică, una mai mare. Felul acesta. Iar acum, dacă doresc, cu croșetul le pot uni între ele. Dacă nu, dumneavoastră le puteți scoase. Le voi uni puțin. Vedeți, cu piciorușe scurte, le voi uni între ele. Voi face două, trei piciorușe scurte. Nu mai mult. Voi face și picior de-al treilea. Și aici voi închide lucrul. Acest alt fir îl vom ascunde. Îl scurtăm. Uitați-vă că am unit frunzulițele între ele. Acum, pentru a le da
un pic de stabilitate, să nu stăie colțurile așa încrețite, pentru că, cum vă spuneam, firul meu nu este atât de calitativ. Eu voi pune un pic de fixativ pentru păr. În felul acesta și, bineînțeles, presându-l un pic, când se va usca, va sta așa cum dorim noi. Așa. Eu voi continua, bineînțeles, după aceea dumneavoastră acasă veți pune un pic la cald, pe calorifer sau în apropierea unei surse de căldură. Acum voi atașa floarea frunzulițelor. Voi alege o mărgeluță care îmi place. Voi pune aceasta, o mărgeluță culoare nouă, în mijloc. Folosind lipitul lichid, voi lipi. Pune foarte puțin, nu avem nevoie de mult lipit. Voi lipi aici în mijloc. Și apoi voi pune un pic de lipit și lichid și pe frunzulițe. Și voi atașa floricica. Dați-vă așa în felul acesta. Și uitați-vă că am realizat o nouă floricică. Vedeți? Eu sper să vă placă ceea ce v-am arătat astăzi dimineață. Mi-ar face mare plăcere să le încercați, mi-ar face mare plăcere să le văd pe pagina grupului. Așa cum spuneam, lucrat cu fir mai subțire, poate fi un frumos mărțișor, cu firul de macrame va ieși foarte, foarte finuță. Eu am lucrat cu firul mai gros pentru ca dumneavoastră să puteți înțelege ceea ce lucrez. Dacă vă place ceea ce v-am arătat, vă rog foarte mult să dați like, să dați share, să lăsați un comentariu, o critică, să distribuiți lucrările mele dacă vă plac. Eu sunt Tatiana Andrieș, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă doresc o zi frumoasă, căci suntem la începutul unei noi zile. Și vă aștept în continuare pe canalul meu de YouTube pentru a învăța alte lucruri noi. La revedere!